cu 50 de ani în urmă, primul om punea piciorul pe lună. Ce făceați dumneavoastră în acea zi de vară? Simțeam că este un moment unic în istoria noastră în general, în istoria cuceririi spațiului cosmic în mod deosebit. Și am așteptat până când am văzut la televizor, într-o imagine tremurată, alb-negru, cum omul a pus piciorul pe lună. Neil Armstrong, desigur. Pot să spun că o zi din viața unui astronaut poate fi comparată cu o zi normală de lucru într-un laborator de cercetare pe Pământ. Singura mare diferență o reprezintă imponderabilitatea. Mulți m-au întrebat dacă, într-adevăr, cred că oamenii au ajuns pe lună. Normal că oamenii au ajuns pe lună, am cunoscut jumătate din oamenii care au pus efectiv piciorul pe lună și care mai sunt încă în viață.